Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Se logodește robul Dumnezeu Cristinel Ionuț cu roaba lui Dumnezeu Delia Ionela în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Acum și pururea și în vecii vecilor. Se logodește robul Dumnezeu Delia Ionela, robul Dumnezeu Cristinel Ionuț, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Se logodește robul Dumnezeu Delia Ionela, robul Dumnezeu Cristinel Ionuț, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Se logodește robul Dumnezeu Delia Ionela, cu robul Dumnezeu Cristinel Ionuț, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Binecuvântată este împărăția Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Pace Domnului să ne rugăm. Pentru pace de duși, pentru mântuirea sfăturilor noastre, Domnului să ne rugăm. Pentru pacea toată lumea, pentru bunăstare, pentru mântuirea biserici, pentru unirea tuturor, Domnului să ne rugăm. Pentru rog Dumnezeu, Cristine, Ionu și Delia Ionela,
care a consensul de frumul autocrin Sfânta Taină Mântii și pentru mântuirea lor Domnului să le rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să fie binecuvântată nunta aceasta ca și aceea din Cana Galilei, pentru ca să le dea lor bună înțelegere viață cumpătată și rost pânte și spre folos, Domnului să le rugăm. Pentru ca să se veselească la vederea fiilor și a fiicilor lor, pentru ca să li se dăruiască în bucuria nașterilor și buni, și curdare fără prihană în viață, Domnului să ne rugăm. Pentru ca să le împlinească lor și nouă toate cele ce către mântuire, pentru ca să fii zloviții și nouă de dorecat, mânia primuiește și nevoia, apără, mântuiește, miluiește și năpăzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Pe Sfânta, curată, prea binecuvântată, amărită asupra noastră, Dumnezeu născătoarea, și e porurile de celor Maria, cu toți Sfinții să o pomeni. Prea Sfânta, născătoare, Crescu Dumnezeu, miluiește-ne, Dumnezeu. Pe noi ești și toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu, să o dă. Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururile și în vecii vecilor. Domnului să ne rugăm! Dumnezeule cel Sfânt, care din țărână ai făcut pe om din coasta lui, ai făcut femeie și ai însoțit-o lui spre ajutor, pentru că așa plăcut slavei tale să nu fie omul singur pe pământ. Însuși, acum, Stăpâne, întinde mâna ta din Sfântul Tărăcaș, spune-și pe rogul tău acesta, Ionuț Cristine, zgurava ta aceasta, Delia Ionela, pentru că de către tine se însoțește bărbatul cu femeia. Unește-i pe într-un gând, încununează-i într-un trup, dăruiește-le roată pântecelui, dobândire de crunci noi. Ca ta este stăpânirea și a ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Să-i cumpă Dumnezeu, Iisine Ionuț, cu Doamne Zeu de ei Ionela, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Să-i cumpă Dumnezeu, Iisine Ionuț, cu Doamne Zeu de ei Ionela, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Să-i cună Dumnezeu, Cristine Ionuț, cu Domnul Zeu de Ionela, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Să punem acolo și pe care mâna cealaltă. Secună, Doamne Zeu, Delia Ionela, cu Doamne Zeu, Cristine Ionuț, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Secună, Doamne Zeu, Delia Ionela, cu Doamne Zeu, Cristine Ionuț, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Secună, Doamne Zeu, Delia Ionela, cu Doamne Zeu, Cristine Ionuț, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Dumnezeu nostru, Înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie, pace tuturor. La Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan și Tirem. Slavă-ți-e, Doamne, slavă-ți-e! Să luăm aminte, în vremea aceea s-a făcut nuntă în Cana Galilei, iar mama lui Iisus era acolo și a fost chemat la nuntă și Iisus cu ucenicii săi. Și sfârșindu-se vinul, a zis mama lui Iisus către dânsul, nu mai iau vin. Iar Iisus i-a răspuns și ne privește pe mine și pe tine, femeie, încă n-a venit ceasul meu. Iar mama s-a zis celor care slujeau să faceți tot ce vă va spune. Și erau acolo 6 vase de piatră puse pentru curățirea iudeilor, care luau câte 2 sau 3 vedre.
Iisus le-a poruncit, umpleți vasele cu apă și ei le-au umplut până sus. Apoi le-a zis, scoateți acum și duceți nașul lui. Și când nașul a gustat apa care se făcuse vin și nu știa de unde este, și numai slujitorii care scoseseră apa știau, a strigat nașul pe mire și a zis, orice om pune întâi vinul cel bun și când a avut bine pune pe cel mai slab, dar tu ai ținut vinul pe cel bun până acum. Acest început al minunilor l-a făcut Iisus în Cana Galilei și și-a arătat slava sa. Și-au crezut în drăsul ucenicii săi. Pe tine, Dumnezeu, Tatăl cel ceresc și a zice, Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită și ne izbăvește cel viclean. Ca Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Dumnezeule Cel ce toate le-ai făcut cu puterea Ta și ai zidit lumea și ai înfrumusețat cu luna tuturor celor făcute de Tine, și acest pahar de obște pe care le dai celor care se însoțesc prin urii anunții, binecuvintează-L cu duhovnicească Ta binecuvântare. Că s-a binecuvântat numele Tău, s-a preasăvit împărăția Ta, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. E ultima ta masă dulce. Așa că de mâine o să iei pe mâna nevestei. Hrană de veci. Hrană de veci, iau, cine știe, nașul știe. Dar să știi că zicea mai devreme. Nașule, dar mai înainte mi-ai spus, dar mai acum. Și că știe să gătească foarte piciorul de știri. De loc bodă. De loc bodă. Uscături, umbră de cucare. E vrăjeală, să știi că n-aș duce acolo, nu și-a revin de la mine. Tot suferă, săracul, în tăcere. Așa că eu mai simțit așa. Mai. Doar de pași și de Crăciun mai dăca așa, cât o mâncare cu cărniță. Mai scărniță, dar Exact. Nașa și nu mai spus nimic. Așa că mireasa de la nașa a învățat toate cele. Nu știu că nu fi chiar să mă muște de deget acum. Acum dacă mănâncă de deget. Exact. Nu se știe ce. Părinte, poți să plec. Părinte, poți să plec. Tocmai că te ține de mână, mai consumezi cap de acum. Dar că putem. E când e la momentul ăsta. Părinte, să vină la mâna. Am o veste proastă și pe drumul ta. Soacra, avem cumva prin zonă pe cine? Avem, părinte. Supraveghează zona. Soacra mare. Știți cum e vorbea? Soacră, soacră, poamă. Dulce. Da. Se sesiză! Ce ziceați că n-am înțeles. Da, are nimic, lasă-mi să am nimic de treaba asta. De mâine intri pe mâna soacră. Trebuie să faci motru prin casă, da? Să-i predai carul de seară. Să nu încerci să-i spari sau să-i furi, că degeaba schimbă timpul de 4 pe zi. Nu, dar nu are pretenții deloc soacră atunci. Exact. Așa că și la shopping când pleci trebuie să-i pui mânuța, să vezi bine de voie. Așa că e bine soacră. Ce-ai spus eu? E de acord cu mine. Așa că... N-are pretenții. Păi nu, dar să știi că și unul și altul o să scăpați, o să vă lișiți. Că la 70-80 de ani o să fie tot în regulă. Da. Până la 115, părinte, păi, suntem ok. Exact. Așa că... Ia vine, că arată tu ce poți. Dă-l pe gât. Tot? Ia uite, era să rânțul la mireasă pentru un bar de băutură. Vai, capul nostru. Părinte, tot? Cât poți acolo duci? Restul de acum la tot. Bun?
Las că bea cum natul. Ia uite ce face nașul lângă matale, ce știu bulgă în gulage. Lasă că avem noi. Ai zis să nașa de acasă, dacă mă faci de râs și astăzi, divorț total scrie pe matale. A, după colo. Așa că... Măcar acum să stea rău. Că mergi, mergi, mergi. E cam atunci, face bagaj. E biserică. Are vârst de mai adă? Părinte, e biserică sau... Nu știu acum, văd, îți spune generic. Bun, are pus de mai adă. Ia, Mirea, să arată mata soacră ce poți să duci. Ia. Mă, păi s-a dus de tot, numai nimic, ce-ți mai dă o doară. Soacră, ce să mai... Așa. Bună de masă. Ce? Bună. S-a terminat, gata. De mâine să își ceartă. Pe păi pahar între noi doi. Nu învăța să-i cumpere vin la Mirea să fie bine. Eu am văzut, tata, poate le găsiți pe amândouă. Vedeți, vedeți că mai era, nu mergea, că nu te gălumea și poate mă apar de aici. Oare bea și soacra după aia? Nu știu să le încercăm. A fost schimbat, eu vreau să-mi zemna potrivită, de domnul Naș, de cavaler, faceți un șir așa, așa și mergeți, 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 așa și mergeți. Te închin, sărută Sfânta Evanghelie la cruce. În dreptate, poruncile lui Dumnezeu. Așa, cu lunia. Iată cel mai important moment al zilei, te ridici. Te ridici. Cu mâna noastră. Ia auzi, pupă mâna dreapta noastră, că de când așteaptă? De o săptămână faci exerciții în oglindă. Hai, hai, mă spune eu după aia de ce. Hai, și pe a nașei. Trebuie neapărat. Hai, că aici mai merge. Și pe mireasă te obraz, te obraz, da? Aici puteai să treci peste cuvântul nostru. Foarte bine, da? Hai, Mireasa și Matei la fel. Trecut, dar vă zic, e cu tupeu. Ce să vorbim? Are, are tupeu. Mâine trebuie. A, așa, nășica și dacă vrei. Și tu, Mireasa, mărită să fii ca Sara, să te veselești ca Rebecca, să te mulțești ca Rahela, veselindu-te cu bărbatul tău.
și păzirându-i-le legii, ca așa binevoit Dumnezeu. Vă ridicați? Acum mă duce un important. Mâna dreaptă la șic. A, nașul mică de când așteaptă de o jumătate de oră de când stai și cu mâna întinsă. De dimineață. De dimineață. N-a dormit nici toată noaptea cu gândul. Și pe ginerică, da? Dacă vrea. Domnului să ne rugăm. Doamne Dumnezeu nostru care vin în calea Galilei și întotdea acolo e binecuvântată, binecuvântată și cărubită aceștia Cristina Ionuț și Delia Ionela, care cu purtarea ta de grijă sau însoțit finului anunții binecuvintează intrările și ieșirile lor, înmulțește cu bunătăți viața lor, primește cununior în împărăția ta, păzindu-i curat, fără cunioară și neasupriți în veci vecilor. Tatăl, Fiul și Sfântul Treimea, cea întru tot sfântă și de o ființă și începătoare de viață, o Dumnezeire și împărăție să vă binecuvinteze cu voi. Să vă dea vă o viață nelungată, naștere de prunci buni, spor în viață și în credință. Să vă umple de toate bunătățile cele pământești și să vă vrencească de desfătarea bunătăților celor făgăduite. Pentru rugăciunile preasfinte, născători Dumnezeu și ale tuturor sfinților. Amin. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeul nostru, nădejdea noastră, slavă ție. Sa în Cana Galilei arăta nunta cinstei Tăi, Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacurate Maicii sale, cu puterea cinstei de jeviați făcătoare cruci, cu rugăciunile Sfinților Măriților și Brutul Lăudaților Apostol ale Sfinților Împărați Constantin și Elena și Sfântul Mucenic Procopie, ale dreților Dumnezeiești, Părinții Achim și Ana și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască, să ne mântuiască pe noi ca un bun de oameni iubitori. Amin. Domnul Dumnezeu, Cristina Ionuș și de Leonela, care acum s-a ajuns în coadul prin Sfânta Ta Ionții, dă-le, Doamne, să ne împate și de rugate în toate bunăstorile și păzește pe dânci și drumul și fericii și rodnici ani. Mulți ani trăiască! Mulți ani trăiască! Ancuța Daniela, dă-le, Doamne, zile îndelungate, pace cu bucurie și cu bună sporire întru toate și păzește întru mulți și fericiți ani. Mulți ani trăiască! Mulți ani trăiască! Să depuneți un jurământ. O să ziceți, când Părinte, că n-am niciun jur, ai nebunit de tot. N-am nebunit. Și atunci când a stat în genunchi aici, în fața Sfintei Evanghelii, cu mâna pe Sfânta Cruce, i-a promis lui Dumnezeu, în fața Sfinților Domnași, în fața tuturor martori, că de astăzi veți face tot ce vă stă în putință, ca această legătură pe care a stabilit-o astăzi la dragostei, să meargă până la adânci bătrâni. Ziceam că pe de la 115 ani. După aia să vă mai certați să vină nașii să vă împace. Ar fi bine, nu? Să sperăm că așa va fi. Să știți că... Și mai des,
Exact. Să știți că de astăzi, deși vă devin părinți spirituali, mai importanți decât părinții noastre biologici care v-au născut și v-au crescut. De aceea v-am pus să le sărutați mie, nu așa în bătaie de joc, ci semn de respect. Pentru că respectul începe aici și acum. De aceea, vreau să vă dau și câteva sfaturi. Nu toate zile vieții dumneavoastră o să fie lapte și miere ca astăzi. Miresico, știm noi ce vorbim. O să mai intruzi Ginerica acasă, la vreo petrecere, așa cu băieții, și o să găsească pe mireasă cu mâna în șold, supărată, foc, și atunci o să apară zâzania, da? Și atunci, niciunul, nici celălalt să nu alege la cei dragi. Adică la părinți. La părinți. Dar dacă greșesc, să nu fac așa, să stea cu mâna și să mă încerc, să mă lase în pace. Exact, exact. Da? Nu, să caute partea bună a bărbatului. Faptul că vine acasă, faptul că o iubește, faptul că are grijă de ea. Nu? Dacă da? Și dacă nu contează, iubirea nu se schimbă pe interes. Se schimbă doar în anumite momente ale vieții, da? Atunci când greșim la grea. Ei, atunci când se întâmplă astfel de situație, să vă certați, să ne alergați la părinții noastre, pentru că fiecare dintre dânsii, în parte, individul mai mult o să fie părtinitor. Și o să spună, nu tu, Ginerică, ești de mine, mireasă, o știu eu, că e bună de gură. Sau invers, nu tu, mireasă, că știu că el e mai așa, mai libertin, așa, mai pleacă de acasă. Și atunci, o să vă ține mică și la un dat o să vă scoată ochi. Apelați la nașii dumneavoastră, care sunt la fel de jucă, la fel de frumoși ca dumneavoastră. Iar nașii trebuie să fie nepărtinitori. Da? Trebuie să fie neutri, să nu țină nici unul cu altul. Din contră, trebuie să vă ținem păcați, pentru că dânsii sunt garanții acestei primiri de astăzi. Nu vreau să vă mai plictisez. Vreau să vă întreb un singur lucru. Este obiceiul că atunci când se temează o nouă familie, acea familie să-și aleagă un sfânt ocrotitor al casei. Vreau să fie prima decizie de care luați împreună ca soț și soție. Vă uitați la altul cu iubire de ochi și vă hotărăți ce sunt. Sfântul Ioan Botezătorul. A zis mireasă Sfântul Ioan Botezătorul și mire, da, mami, cum vrei tu. Cheamă Ionuț și Ioneta. Azi. În fiecare, pe 7 ianuarie de Sfântul Ioan Botezătorul, se aveți alături dumneavoastră pe dinții domnași, pe părinții dumneavoastră, pe cei care vreau, pe cei drăși care iată vreau să vă sunt alături și să petreceți exact ca în ziua anunții dumneavoastră. An de an se va aduc aminte această dată de 7 ianuarie, de soborul Sfântul Ioan Botezătorul, că în acest an, binecuvântat 2023, ați reușit să fiți împreună o familie, așa cum îi face Dumnezeu. Să aveți o căzuție cât mai reușită în continuare, copii cât mai mulți, 10-15. Da. Bun, 12? A, bine, nu soacră, așa, deci 12, să soacră, așa trebuie să fie acolo. Și o petrecere cât mai frumoasă. Acum o să ieșiți în ordine inversă, adică dumneavoastră exact cum v-am vorbit înainte, la așura și la cavalei și așa mai departe. Cu o singură cuvinte am să treceți să vă dau ce fiică, atunci a scăpat de loc. Da? Rapid, și haideți!